Te salut, sunt avocat Vlad Ionuț și astăzi vreau să-ți vorbesc despre câteva situații care țin de încetarea contractului de muncă în Spania. Cele trei situații în care contractul individual de muncă poate înceta sunt următoarele. De drept, ca urmare a acordului între părți sau ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți în cazurile și condițiile limitativ prevăzute de lege. Actul concedierii reprezintă încetarea contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului. Aceasta, de fapt, este și situația conflictivă cel mai des întâlnită în materie de dreptul muncii. Concedierea poate fi dispusă pentru motivele care țin de persoana salariatului sau de motive care nu țin de persoana salariatului. Nu se poate dispune concedierea salariaților în următoarele situații. Pe durata incapacității temporare de muncă, pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsură în care angajatorul cunoștea sau a luat la cunoștință de acest fapt, pe durata concediului de maternitate sau de paternitate, în su caso, pe durata concediului pentru creșterea copilului stabilită legal, pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav sau a unui familiar bolnav, sau pe durata efectuării concediului de odihnă. Bineînțeles, cazurile sunt foarte multe, însă acestea ar fi situațiile cel mai des întâlnite și care de regulă nu sunt respectate de către angajator, drept pentru care dau naștere la conflicte de muncă. De asemenea, sunt foarte des întâlnite situațiile în care angajatorul dispune încetarea contractului de muncă înainte de termenul legal, însă nu recunoaște drepturile bănești ale angajatului la încetarea contractului de muncă. Sau, dacă recunoaște aceste drepturi, le recunoaște doar parțial. Noi putem stabili în funcție de fiecare speță în parte dacă drepturile angajatului s-au respectat la concediere și realizăm de asemenea calculul indemnizației pe care angajatorul o datorează ca atare. Femeile sau cuplurile care desfășoară activități de babysitter, care îngrijesc persoane în vârstă sau care îngrijesc persoane cu handicap sau care lucrează ca menajere, empleadas de hogar, au dreptul la un contract de muncă, iar în cazul în care li se refuză acest drept, pot reclama în instanță recunoașterea acestuia, inclusiv pentru perioada retroactiv, pentru perioada de timp în care și-au desfășurat activitatea ilegal, fără contract de muncă. Prin renunțarea la contractul de muncă a angajatului, adică aici vorbim de demisie sau de baja voluntaria, în cazul în care angajatorul și-a îndeplinit toate condițiile contractuale, angajatul pierde anumite drepturi bănești la care ar fi fost îndreptățit în cazul unei concedieri nejustificate. Practic, procedura de soluționare a conflictelor de muncă este foarte simplă, deși în timp poate dura câteva luni. Noi oferim consultanță pe toată perioada necesară pentru soluționarea conflictului, recunoașterea și sau repunerea în drepturi a angajatului. În fiecare caz concret, analizăm cu lux de amănunte cele întâmplate și încercăm să oferim clientului soluția cea mai adecvată situației sale personale.